În filmul de astăzi vă prezint pe scurt un set de electronică pe care l-am cumpărat de pe Amazon pentru a face filmele de electronică pe care vreau să le public pe canalul meu. Înainte să intru în subiect, aș vrea să-l salut pe Alexandru Ciolac, care a comentat la unul dintre filmele făcute de mine și eu m-am abonat la dumneavoastră deoarece am 13 ani și sunt pasionat de electronică. Te salut, Alexandru, salut, prieteni, sunt Marius. Electronica este într-adevăr un subiect interesant care suscită interesul multora. Și până la urmă nu e nimic rău în a învăța ceva, indiferent de vârsta la care ne aflăm. Da? Acest pachet eu l-am cumpărat de pe Amazon și am costat circa 17 euro, dacă nu mă înșel. Și este un pachet compus din mai multe piese, mai multe componente, care îmi va permite să prezint mai ușor diferitele teme pe care vreau să le prezint pe canalul meu. Există, evident, și alte versiuni despre care o să discutăm, sau alte asemenea seturi pe care o să vi le arăt online în încheierea filmului. Haideți să vedem cum facem să o desfacem. Și vedem de la început faptul că avem 10 LED-uri roșii, 10 LED-uri galbene, 10 albastre, 10 verzi, 10 albe și unul care este RGB. De asemenea, avem 120 de rezistențe, un termistor, care nu este altceva decât o rezistență specială, un rezistor al cărei rezistențe variază cu temperatura. Avem 5 diode, 5 condensatori electrolitici de 100 de microfarazi, 10 condensatori de 22 de picofarazi ceramici, 10 condensatori ceramici de 10 picofarazi, condensatori electrolitici de 10 microfarazi, mai avem o fotodiodă, un fotorezistență, pardon, 5 tranzistori NPN, 10 butoane de acționare, un difuzor, un buzzer pasiv, practic este un difuzor foarte, foarte mic, care este în stare să redea doar sunete, doar alarme, un potențiometru și partea cea mai importantă din punctul meu de vedere reprezintă această placă cu ajutorul căreia putem face diferite montaje, precum și conexiunile necesare, da? Pentru a face legăturile între diferitele piese. De asemenea, în set văd că mai vine livrat și un modul de alimentare care poate fi folosit pentru aplicații gen Arduino, gen Raspberry Pi și așa mai departe. Acestea sunt firele de legătură. Văd că mamă, tată, rezistoarele, condensatorii. Acestea sunt diodele și termistoarele plus fotorezistoarele. LED-urile, care sunt nimic altceva decât niște diode mai speciale. Condensatorii de 10 sau de 22 de picofarazi. Aici avem cei 5 tranzistori. Avem aici și buzzer-ul plus potențiometru de precizie. Aceasta este placa de alimentare pentru sursă, pentru sursa de curent și vedeți că vine deja dotată cu niște pini care se potrivesc cu această placă de încercare pe care putem face diferite circuite. Avem de asemenea niște jumpere de diferite dimensiuni și pe culori, lucru care este într-adevăr util. Doar pentru faptul că am scutit timpul de a face așa ceva, cred că acest set și-a scos banii. Mai avem niște jumpere de diferite culori și de diferite lungimi. Și două raclete cu contacte care se pot rupe la dimensiunea dorită, permițând practic legătura cu plăci care s-ar monta peste acest breadboard. Și acesta este the star of the show, dacă vreți, din punctul meu de vedere, partea cea mai interesantă, și anume
breadboard-ul. Modul în care se utilizează această placă, acest breadboard, este prezentat pe cutie și anume observăm că pe lățimea ei, aceste 5 conexiuni de la A la E și de la F la J sunt unite, iar partea cu alimentarea, partea de alimentare, partea de curent este practic comună de la un capăt la altul. Evident că această placă este una modulară și putem oricând cumpăra asemenea noi plăci cu care să ne extindem. Și vedeți că are și posibilitatea montării una lângă alta a acestor piese. Pentru cei interesați să cumpere un asemenea set, eu am căutat pe Amazon Breadboard Kit și am găsit următoarele lucruri. Observați că puteți cumpăra atât plăcile separat, cât și seturi. Da? Practic, ceea ce am cumpărat eu este acesta. Da? Și vedeți că mi-apare că l-am cumpărat pe 14 iunie. Însă, evident, aveți și alte opțiuni. Și pentru cei dintre voi care vizionați acest film la momentul lansării, între 20 și 22 iunie, dacă nu mă înșel, sunt două zile în care Amazon are prețuri reduse și cred că puteți găsi aceste seturi cumva și mai ieftin decât atât. Da, din punctul meu de vedere, această placă de încercare este o soluție foarte elegantă care scutește necesitatea sau elimină necesitatea utilizării unui LEDCON. O să mă opresc aici. În măsura în care ați găsit filmul meu interesant, m-aș bucura să primez de la voi un like și un share și dacă vă plac filmele făcute de mine, vă invit să vă abonați și să bifați clopoțelul pentru a fi notificați de câte ori postez câte un film nou. Vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem în filmulețul următor. Ciao!